Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii, a declarat că, potrivit noilor prevederi, concediile pentru creșterea copilului, fie ele maternale sau paternale, vor fi luate în considerare ca perioade contributive la pensie. Modificări semnificative s-au adus și la vârsta și condițiile de pensionare pentru femei, precum și la majorarea anuală a pensiilor. Astfel, este considerată perioada contributivă și concediul de creștere copil, fie că este concediu maternal, fie că este concediu paternal. O mamă care a stat în concediu de creștere copil pentru 2 copii va avea o creștere a stagiului de cotizare cu 4 ani. Referitor la vârsta de pensionare pentru femeile care au acumulat stagiul complet de cotizare contributiv și au avut grijă de creșterea copiilor până la vârsta de 16 ani, acestea beneficiază de reducerea vârstei standard cu 6 luni pentru fiecare copil. Astfel, pentru un copil născut și crescut 6 luni, pentru 2 copii 1 an, pentru 3 copii 1 an și 6 luni, pentru 4 copii 2 ani, pentru 5 copii născuți și crescuți 2 ani și 6 luni, pentru 6 copii 3 ani, pentru 7 și peste 7 copii născuți și crescuți 3 ani și 6 luni. De asemenea, reducerea vârstei de pensionare se aplică și în situația în care numărul de copii include și copii adoptați și îngrijiți pe o durată de cel puțin 13 ani, conform noilor prevederi ale legii. Vârsta de pensionare a femeilor va fi treptat egalizată cu cea a bărbaților până în anul 2035, astfel. Dacă acum o femeie iese la pensie la împlinirea vârstei de 62 de ani și 2 luni, în 2030 va ieși la pensie la 63 de ani, iar în 2035 va ieși la pensie la 65 de ani. De asemenea, începând de anul viitor, în fiecare an, în luna ianuarie, statul garantează că, în conformitate cu articolul 84 alineatul 6 din noua lege a pensiilor, pensiile se vor majora cu rata inflației din anul precedent comunicată de Institutul Național de Statistică.